Cronos. Secunde, minute, ore, zile, ani, decenii, secole și milenii. Vârtejul spiralei vieții te îndeamnă în necunoscut. Trecut, prezent, viitor. Omul, această ființă enigmatică, îți deschide calea spre arhivele mileniului 3. Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție emisiunii Arhivele mileniului 3. Iată pe scurt sumarul acestei ediții. Pentru început, rubrica Magia Misterelor. Secretele vechiului Sumer. În continuare, rubrica Manipularea epocii moderne. Cine plătește prețul? Iar la închiderea ediției, rubrica Chipul dictaturii, China. Dar haideți împreună să demarăm sumarul acestei ediții. Rubrica Magia Misterelor. Secretele vechiului Sumer. Nibiru, undeva în spațiu, dincolo de planeta Pluto, locuitorii săi, Anunnaki, cei care au coborât, cei care au venit jos, codul genetic universal și alte secrete ale vechiului Sumer, numai în emisiunea Arhivele mileniului 3. Conform cercetărilor lui Zaharia Sitkin, există o a 10-a planetă a sistemului nostru solar, știută de oameni de știință ca Planeta 10 sau Planeta X. Această planetă poartă numele de Nibiru și se află undeva dincolo de planeta Pluto. Ea este diferită de celelalte planete din sistemul nostru solar. Are orbită foarte eliptică și necesită 3600 de ani pământeni să facă o rotație completă în jurul Soarelui. Se crede că periheliul planetei este în apropierea centurii de asteroizi dintre Marte și Jupiter. O ipoteză este că asteroizii au fost creați de către Nibiru prin distrugerea unei alte planete, Tiamat sau Maldek. Din rămășițele acestei planete s-a creat Pământul. Nibiru nu este cunoscută astronomilor moderni din cauza orbitei sale foarte eliptice. Afelul planetei este la o distanță de până la 8 ori mai mare decât cel al lui Pluto. Prin urmare, Nibiru este departe în cosmos și nu poate fi depistată, sau este în apropierea ceea ce ar dezvălui misterul planetei X. Așadar, planeta Nibiru trece prin sistemul nostru solar odată la 3600 de ani. Această teorie controversată se bazează pe descifrarea unor vechi texte sumeriene de către Zaharia Sitkin. Textele își au originea în primul capitol din Biblie, Geneza. Sitkin și-a petrecut 10 de ani ca arheolog și istoric în Orientul Mijlociu, căutând scrieri vechi ale civilizației sumeriene. El spune că această planetă este locuită de către Anunnaki, Nefilim, giganții din Biblie. Nefilim se traduce adesea ca gigant, o traducere care nu este tocmai justă. O definiție mai bună ar fi acei care au coborât sau acei care au venit jos. Cuvântul Anunnaki din textele sumeriene se traduce ca acei care au venit din cer pe pământ. Sitkin i-a identificat pe nefilimi ca fiind aceiași cu Anunnaki. Deși nu oficial, toți istoricii și teologii de seamă sunt de acord că o parte din Vechiul Testament, și anume Geneza, se inspiră din vechi texte sumeriene. Enuma Elish, Cartea Creației la sumerieni, și Geneza au o varietate de asemănări.
Povestiri despre Marele Potop se găsesc și ele în amândouă religiile, ebraică și sumeriană. O concluzie inevitabilă este că Anunnaki au fost la fel de reali ca Moise, Noe și Abraham. Sitkin crede că Anunnaki au venit pe Pământ acum 485.000 de ani, de pe planeta lor Nibiru. Ei erau o rasă de extraterestri care aveau o viață foarte lungă, ce uneori ajungea până la 500.000 de ani. Lawrence Gardner, un alt arheolog, reduce durata de viață a Anunnakilor la 50.000 de ani și specifică faptul că nu erau nemuritori. Anunnaki au venit pe Pământ, l-au colonizat, au minat după aur și alte minerale, au construit o bază pentru aeronavele lor în zona unde se situează astăzi țările Iran și Irak. Și au trăit într-un fel de societate idealistă, o colonie mică pentru un timp scurt, apoi au plecat. S-au întors când Pământul era mai populat și au amestecat ADN-ul primatelor cu ADN-ul lor, creând astfel o rasă de sclavi care urma să lucreze în mine, ferme și alte întreprinderi în Sumeria. Ei au creat omul, Homo sapiens, prin manipulare genetică cu ei înșiși, și omul maimuță, Homo erectus. Lucru deja amintit, normele justiției divine pedepsesc cu asprime progeniturile rezultate din acuplarea fiilor lui Dumnezeu cu femei din carne și sânge, uriașii care s-au ivit pe Pământ, vestiții viteji din vechime. Acești uriași, față de care atitudinea scribului biblic este mai curând admirativă, sunt desemnați în textul biblic prin cuvântul Nefilim, cei căzuți, care derivă din verbul nofal, a cădea. Cei căzuți echivalează semantic cu cei morți. Sub aceste trei denumiri, uriașii sunt menționați de mai multe ori în Vechiul Testament, mai ales în calitate de forțe războinice înfrânte în cucerirea evreiască a Palestinei. Este greu de stabilit, deși Handel se situează pe aceeași poziție, dacă Agadahul din Pentateuch despre Benei Ha Elohim, Nefilim face corp comun cu istorisirea despre potop, ipoteză ce ar permite construirea unor extensii speculative în conformitate cu care revărsarea apelor, distrugerea indistinctă a vietăților corupte și sau hibride, fără a lua în considerație un eventual vetust pedigree angelic, constituie pedapsa atot cuprinzătoare pentru căderea fiilor lui Dumnezeu. Soliditatea argumentației, în acest caz, depinde în mod esențial de analiza atentă a stratificării și întrepătrunderii dintre P și J, E în cuprinsul capitolelor 6 și 8 din Cartea Afacerii. Mishnah Sanhedrin 10.3, un roman, ne informează doar că generația potopului nu are parte în viața veacului ce va veni și ca atare nu va fi judecată după criteriul nici judecată, nici spirit, Nefilim included or excluded. Ieșirea lor de pe scena lumească dezvăluie după Handel diferitele momente ale încheierii unui ciclu primordial în Cartea Afacerii, potop, cucerirea Palestinei. Uriașii sunt într-un fel ultimile vestigii ale organizării precedente a cosmosului. Ei reprezintă inerția sau mai curând extincția cosmizării antediluviene a creației, devenită incompatibilă în noul sistem referențial al cosmizării prin civilizație, prin stăpânirea poporului ales asupra țării, în care curge lapte și miere. Textul veterotestamentar nu ne mai informează însă în mod direct asupra destinului post-diluvian al fiilor lui Dumnezeu. Mitul este deosebit de profund, fiindcă, după cum arată Mircea Eliade, modelul său este un act primordial. În diferite cosmogonii, Zeul Suprem a creat cosmosul prin sacrificarea rituală a unei ființe vii. Omul,
nu poate crea decât repetând și actualizând gestul primordial. Trecerea sufletului ființei vii în corpul arhitectonic pune în lumină o înrudire cu străvechile mituri, care vorbesc de cosmicizarea haosului primar prin sacrificarea unui gigant. În credința babiloniană, lumea a fost creată de Marduk, prin uciderea monstrului marin Tiamat. Relatări similare sunt întâlnite în Rigveda, în mitologia persană sau în cea scandinavă. Ritul îngropării de viu se afla în legătură cu concepția pe care o aveau tracii în privința nemuririi. Zalmoxis este îngropat din timpul vieții într-o peșteră în muntele Cogaion și odată la 3 ani răsare din munte. Prin urmare, doar moartea rituală este creatoare, întrucât ea întrerupe firul unei vieți care nu și-a îndestulat destinul și care, în acest mod, își va consuma posibilitățile într-un alt trup. Manipularea există încă de la începuturi. Fabricarea comploturilor, manipularea personalităților istoriei, manipularea maselor, manipularea conștiinței umane, manipularea climei. Numai în rubrica Manipularea epocii moderne, în cadrul emisiunii Arhivele Mileniului 3. Rubrica Manipularea epocii moderne. Cine plătește prețul? A început căutarea vinovatului pentru creșterea prețurilor. Oare băncile centrale au tipărit prea mulți bani vreme de prea mulți ani? Este oare de vină China, acolo unde s-a concentrat producția manufacturieră, iar restricțiile pandemiei au dus la închiderea economiei chineze și apoi la ruperea lanțurilor de aprovizionare? Este oare de vină Rusia, care a invadat Ucraina și asta a dus la criza gazelor, a petrolului, a cerealelor și îngrășămintelor? A fost oare vina trecerii discrete de la austeritatea de dinaintea pandemiei la larghețea fiscală de după? Răspunsul este toate cele de mai sus și niciuna dintre ele. Scrie pentru Project Syndicate Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei. La apogeul crizei datoriilor suverane, acum profesor de economie la Universitatea din Atena. Crizele economice majore au deseori explicații multiple și toate sunt corecte, însă toate sunt pe lângă subiect. În anul 2008, când s-a prăbușit Wall Street-ul, ducând la o recesiune globală, au fost oferite mai multe explicații. Fie că finanțiștii au înlocuit pe industriași la vârful lanțului trofic al economiei, fie că a fost o înclinație culturală către produsele financiare riscante, fie că politicienii și economiștii nu au putut să facă diferența între o nouă paradigmă economică și o uriașă bulă, fie alte o mulțime de teorii. Toate erau valide, însă nici una nu mergea până la miezul problemei. Același lucru este valabil și astăzi. Există monetariștii care ne spun că ne-au atras atenția, care au prezis că va urma o mare inflație, odată ce băncile centrale au pompat bani în economie. Asta aduce aminte de bucuria stângiștilor, care vorbeau în 2008 despre moartea capitalismului. E drept că, pompând bani pentru bancheri, în speranța că acești bani vor ajunge în economia reală, băncile centrale au impus o inflație de proporții a cotațiilor activelor, iar asta a dus la creșterea prețurilor pe piața imobiliară,
la nebunia criptomonedelor și la multe altele. Însă această abordare monetaristă nu explică de ce marile bănci centrale nu au reușit în deceniul 2009-2020 să majoreze cantitatea de bani care circulă în economia reală, fără a mai vorbi de faptul că n-au reușit să majoreze inflația la ținta de 2%. Înseamnă că alta este cauza actualei inflații. Întreruperea lanțurilor de aprovizionare din China a avut fără îndoială un rol, la fel și invazia rusă în Ucraina. Însă niciun factor nu poate explica schimbarea de regim abruptă din capitalismul vestic de la deflație la inflația puternică, toate prețurile crescând simultan. Asta ar însemna că inflația salariilor să fie mai puternică decât inflația prețurilor, ducând la o spirală în care creșterea salariilor alimentează creșterea prețurilor și viceversa. Abia în această situație, bancherii centrali ar putea să ceară disponibilizări și înghețarea salariilor. Însă astăzi este absurd să le cere angajaților să nu mai revendice salarii mai mari. Datele disponibile arată că, spre deosebire de anii 1970, salariile cresc mult mai lent acum decât prețurile, iar această creștere a prețurilor nu este doar continuă, ci și foarte accelerată. Deci, ce se întâmplă? Vreme de jumătate de secol am avut de-a face cu o politică de forță a corporațiilor, a Wall Street-ului, a guvernelor și a băncilor centrale, iar această strategie s-a terminat prost. Rezultatul este că autoritățile din Occident au acum de făcut o alegere imposibilă, fie să falimenteze o mulțime de corporații și chiar state, fie să lase inflația să-și facă de cap. Vreme de 50 de ani, economia Statelor Unite a susținut exporturile Europei, Japoniei, Coreei de Sud și apoi ale Chinei și altor economii emergente. Partea leului din profiturile făcute de străini mergea pe Wall Street pentru a fi multiplicată pe bursă. A fost un adevărat tsunami de capital care venea mereu spre America. Pe creasta acestui val se aflau finanțiști care creau piramide din banii privați, cu care erau finanțate apoi corporațiile, pentru a construi un labirint de porturi, flote, depozite, șosele, căi ferate. Când a venit criza din 2008, aceste piramide au fost dărâmate și tot labirintul lanțurilor de aprovizionare a fost pus în pericol. Pentru a-i salva pe bancheri, dar și acest labirint, bancherii centrale au pus la bătaie bani publici pentru refacerea piramidelor corporațiilor. Guvernele reduceau cheltuielile publice, salariile, locurile de muncă și serviciile, pentru a ajuta corporațiile să-și reclădească piramidele financiare. A fost un soi de socialism pentru capital și austeritate pentru angajați. Salariile s-au prăbușit, prețurile și profiturile au stagnat, însă prețul acțiunilor cumpărate de cei bogați au explodat. Investițiile au ajuns la un minim istoric, capacitatea de producție s-a redus, influența piețelor a crescut, însă la fel și averea capitaliștilor, care se puteau baza mai mult ca niciodată pe băncile centrale. Aceasta a fost tot o politică de forță. Lupta tradițională dintre procentul din PIB al capitalului și al muncii nu a mai fost sursa bogăției. După 2008, austeritatea a devenit universală și investițiile, cererea de bani, au scăzut, iar lichiditățile pompate de băncile centrale au ținut dobânzile, prețul banilor, foarte jos, aproape de zero. Având în vedere că a scăzut capacitatea de producție chiar și în sectorul imobiliar, că locurile de muncă erau puține și salariile stagnau, bogăția a triumfat pe piața imobiliară, piață care a fost decuplată de economia reală. Apoi a venit pandemia, care a schimbat un lucru foarte important. Guvernele vestice au fost obligate să canalizeze o parte din fluviile de bani tipăriți și spre masele captive din economie,
care, de decenii bune, nu mai aveau capacitatea de a produce bunuri și depindeau de lanțurile de aprovizionare pe care pandemia le-a rupt. Pe măsură ce oamenii simpli își cheltuiesc banii pe produse tot mai rare pe piață, prețurile au crescut. Corporațiile cu profituri uriașe au reacționat și au făcut uz de uriașa lor putere pe piață, împingând prețurile tot mai sus. După două decenii în care băncile centrale au contribuit la creșterea prețului activelor, este nevoie doar de puțină inflație a prețurilor pentru a pune capăt unei politici de forță ce datează din 2008 și care a contribuit la renașterea clasei conducătoare mondiale. Ce urmează? Nimic bun, cel mai probabil. Pentru a stabiliza economia, autoritățile trebuie să pună capăt puterii uriașe pe care o mână de oameni o au asupra procesului politic de creare a averilor pe hârtie și a datoriilor. Însă această mână de oameni bogați și influenți nu va ceda fără să lupte, chiar dacă asta înseamnă să se ducă de râpă și să tragă și societatea după ei. Regimurile autoritare sunt niște dinozauri, coloși stângaci, stupizi și greoi, care amintesc de Uniunea Sovietică trăind ultimele zile sau de o republică bananieră. Dictatorii zilelor noastre își îndulcesc discursurile cu referiri la libertate, dreptate și domnia legii. Principiul oricărei dictaturi este centralizarea puterii. O incursiune prin pânza de păianjen a regimurilor autoritare, numai în serialul Chipul dictaturii, în emisiunea Arhivele Mileniului 3. Rubrica Chipul dictaturii, China. Pentru un regim autocrat hotărât să mențină controlul, partidul este remarcabil de deschis față de orice fel de instrumente care îl ajută să reziste la putere. Acesta nu numai că a învățat din vulnerabilitățile comunismului, dar a și studiat și a împrumutat idei din poveștile de succes ale democrației. În încercarea de a-și atrage mai multă susținere, China a implementat o multitudine de reforme, printre care limitarea mandatelor, alegerile locale, audierile publice și bugetarea participativă. Desigur, rareori, partidul adoptă o măsură democratică în întregime, preferând să ia doar acea parte din ea care se adaptează cel mai bine nevoilor sale, fără a-și pune în pericol legitimitatea. Nu ne pierdem timpul cu definirea capitalismului sau a socialismului, a spus unul dintre consilierii liderilor partidului. Dacă azi e mai bine decât ieri, atunci îmi place politica asta. Întrucât a renunțat la cămașa de forță a ideologiei comuniste, partidul înțelege că legitimitatea sa vine din rezultatele pe care e capabil să le obțină, în special din menținerea succesului economic al țării. În loc să considere întreprinzătorii privați o amenințare, partidul a primit cu brațele deschise profesioniști și oameni de afaceri de înalt nivel, cooptându-i. Partidul, care a fost înființat ca o platformă a muncitorilor și a țăranilor, este acum în mare măsură o coaliție formată din elite guvernamentale, economice și sociale. Drept rezultat, multe dintre grupurile care puteau deveni un adversar al regimului, intelectualii, studenții și profesioniștii din clasa de mijloc, i-au devenit aliați. După cum a spus un savant chinez în Beijing, oamenii sunt mai conservatori decât în 1989. Astăzi nu ar mai putea exista o statuie a zeiței democrației. Abordarea partidului n-a fost niciodată aceea de liberalizare de dragul liberalizării.
Dacă mai există încă o lecție pe care conducătorii Chinei au învățat-o de la Gorbaciov și din prăbușirea Uniunii Sovietice, aceea este pericolul cochetării cu reformele democratice. După protestele din piața Tiananmen, Jiang Zemin, secretarul partidului din Shanghai, a fost desemnat noul succesor al lui Deng. Promovarea sa avea la bază, între altele, eficiența cu care combătuse protestele de amploare din Shanghai. În anul următor, cu prilejul unei întâlniri cu Henry Kissinger, Jiang Zemin a lansat un avertisment. Eforturile de a găsi un Gorbaciov chinez nu vor avea niciun rezultat. Într-adevăr, cei cu asemenea înclinații fuseseră îndepărtați. În aprilie 1992, în timp ce lansa China pe drumul unor reforme economice importante, Deng afirma clar că această cale nu trebuie interpretată ca o deschidere politică. People's Daily l-a citat și a spus că liberalismul și tulburările distrug stabilitatea și că de îndată ce apar elemente turbulente, nu vom ezita să recurgem la orice mijloace pentru a le elimina cât mai repede posibil. De atunci, partidul s-a ținut cu sfințenie de promisiune. La câteva luni după chemările la Revoluția Iasomiei, unii dintre avocații și activiștii care în februarie fuseseră reținuți sau răpiți, au început să fie eliberați. Oamenii de felul lor nu sunt ușor de intimidat. Ei au înfruntat deja ani de detenții ilegale, bătăi și uneori tortură. Până acum, aceste abuzuri nu-i descurajaseră să-și mai exprime opiniile, deseori vorbind chiar despre infamiile la care îi supuseră călăii lor. Însă, de data aceasta, situația părea diferită. Majoritatea acestor critici ai regimului, de regulă vocali, păstra o tăcere care nu era de bun augur. Faptul că numeroși oameni nu păreau dispuși să vorbească i-a făcut pe mulți să se întrebe ce fel de presiuni sau de abuzuri înduraseră cât fuseseră închiși. După ce fusese reținut și apoi eliberat după numai două zile, un binecunoscut avocat, Li Xiongbing, a pus următorul mesaj pe Twitter. Mi-e foarte frică în momentul de față. Vă rog, nu încercați să luați legătura cu mine. Actele represive ale Chinei de după evenimentele din piața Tiananmen nu sunt mai puțin reale sau brutale. Pur și simplu, sunt mai calculate și mai discrete. Aici, dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți o zi minunată și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și multă sănătate!